Am văzut că Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că vrea alegeri anticipate și voiam să vă întreb cum ar fi posibil acest lucru tehnic vorbind acum. Marcel Ciolacu a vorbit despre o schimbare a Constituției, care ar trebui să prevadă că în momentul în care un partid iese de la guvernare, se trece automat la alegeri anticipate. Cred că acesta este un lucru interesant, este noitor, modern pentru sistemul politic din România. Cred că ar avea niște efecte interesante. Ar stabiliza mult mai bine, probabil, regimurile politice și nu s-ar mai face atâtea tranzacții și soluții imorale, cum știm din trecut, orice combinații numai ca să stea partidele la putere. Deci, când faci o coaliție, ar trebui să o faci din timp. Să o faci încă din timpul campaniei electorale, să-ți acorzi foarte bine programele politice, pentru că știi că stai 4 ani împreună și să încerci să nu faci jocuri politice în interiorul coalițiilor care se află la guvernare. Deci, cum să spun, ideea lui Marcel Ciolacu este o idee care ar sanitariza, ca să folosesc un termen din ăsta mai nou, chiar relațiile dintre partide și relațiile în cadrul sistemului politic. Ar fi o idee bună. Sigur, Marcel Ciolacu a spus că suntem pregătiți și să preluăm guvernarea. E adevărat că noi am făcut un buget alternativ. Avem o echipă, lucrăm acum împreună cu colegii mei, construim Consiliul Național, unde vom avea departamente care monitorizează fiecare mișcare guvernamentală, care vor propune soluții de alternativă și vom face un plan de guvernare tot timpul care să fie alternativ la ceea ce face puterea, arătând oamenilor că avem soluții și că există și alte soluții. Pentru că nu-i poți crede pe guvernanți neapărat pe cuvânt. Și guvernanții vor avea ocazia să fure de la noi, dacă vor. Să ia proiectele. Eu așa am făcut când conduceam la un moment dat comunicarea guvernului Năstase și mă ocupam de planificare politică. Mă uitam ce propune opoziția și deveneau... Preluați de la opoziție. E normal. Nu sunt cerile lor personale, cele mai multe ori, sunt cerile oamenilor. Și puterea ar trebui împărțită, nu cum se întâmplă la noi. Faci o coaliție de 51% și iei 90%, iei 100% din posturi. Deci înțelegem că dacă mâine guvernul pleacă acasă, guvernul actual, PSD este pregătit să preia guvernarea. Dacă pleacă acasă, ar face o bucurie românilor în primul rând, dar PSD-ul ar fi pregătit să facă acest pas. N-am face orice concesie, așa cum cred unii, că am face concesii numai ca să ajungem la putere. Mai avem un minut, o ultimă întrebare. Dacă, nu știu, v-ar nominaliza pe viitor PSD pentru funcția de premier, ați accepta? Nu am acest proiect, nu m-am gândit la acest proiect. Aș fi avut poate altădată resurse pentru asta. Acum nu-mi doresc să fiu premier și știu oameni care ar putea să fie premieri foarte buni din partidul nostru și aș putea să lucrez într-o echipă cu oameni, dar nu... Cine ar fi acei? Sunt mai mulți, nu vreau să-i nedreptățesc și nici să spună că fac jocuri, să-mi planific eu un anumit... Sunt mai mulți dintre cei care îi vedeți la televiziune astăzi, că vorbesc, cei mai importanți comunicatori ai noștri sunt cei care ar putea să fie premieri.